La împlinirea a 10 ani de la prima convorbire realizată prin 112, servicii de telecomunicații speciale a primit premiul european pentru cea mai bună reformă în sistemul național unic pentru apeluri de urgență, un adevărat Oscar în domeniul serviciilor de urgență. Distinția a fost oferită ca recompensă pentru devotamentul, implicarea și performanțele obținute de către Serviciul de Telecomunicații Speciale în promovarea și dezvoltarea sistemului numărului unic de urgență. Pentru acest premiu special au existat candidaturi din toată Europa analizate de o comisie de experți independenți. Juriul internațional a apreciat că Serviciul de Telecomunicații Speciale a dezvoltat sistemul 112 într-o manieră eficientă, luând în calcul atât rezultatele tehnice cât și pe cele operaționale cu impact major asupra calității serviciilor și a siguranței cetățenilor. La acest eveniment au fost aproximativ 350 de participanți, reprezentanți ai serviciilor de urgență, organizații internaționale, oficiale instituțiilor europene, furnizori de soluții care au susținut și au recunoscut excelența în domeniul serviciilor de urgență din Europa. Au mai fost acordate și alte distincții pe diferite categorii. Ceremonia premiilor europene 112 din acest an poate fi considerată Oscarul în domeniul serviciilor de urgență. Câștigătorii ne-au demonstrat că împreună avem capacitatea de a construi o societate mai sigură și că putem stabili un standard ridicat în domeniul serviciilor de urgență din întreaga lume, a declarat Demetrios Spiros, președintele Consiliului Consultativ. Pentru Serviciul de Telecomunicații Speciale este cel de-al patrulea premiu european 112 obținut după cele din 2009 și 2013 pentru cele mai bune campanii de educare informare și cel din 2011 pentru salvare remarcabilă.